are un nume, îl cheamă Fernandel, vrea să lupte cu Armando Belgianu. Fernando de la Caransebeș revine în lumina reflectoarelor. De data aceasta, nu cu un hit, ci cu o idee ingenioasă de afacere. Fostul cântăreț de manele are o nouă pasiune, porumbeii de curse lungă. Visul meu cel mai mare este să-mi deschid o crescătorie de porumbei. Îl am pe superstarul Fernandel. Eu sunt impresarul lui, iar el este superstarul vedeta. Nu importă, eu sunt Fernando de la Caransebeș și el este Fernandel. E un porumbel foarte tânăr, e tardiv. Tu vrei să-l scoți la licitație? O să-l scot la licitație pentru că el este într-o luptă cu Armando Belgianu, porumbelul care s-a vândut cel mai scump, 1.200.000 și ceva de euro. Vreau să-l depășească pentru că el este un superstar mai mare ca Armando. E român, românii tot timpul sunt în față. De la cât începe licitația pentru porumbelul Fernandel? De la 2.000 de euro. Tu vrei să te desparți definitiv de Fernandel? O să cer celui ce o să-l cumpere, o să cer puișor din el, din familia lui, doar cu condiția asta. Nu vreau să-l vind în totalitate, doar acțiuni la el, 70% și 30% să am și eu dreptul la puișor din el, să am dreptul să-l văd, să-l vizitez. Înainte să înceapă licitația, afaceristul Fernando s-a gândit la urmașii porumbelului vedete. Așa că a mers dis de dimineață să-i caute pereche superstarului Fernandel. Va avea o soție foarte puternică, o porumbiță tot așa de super top maraton. Fernandel și Fernandita. Tu mai ai și o soție acasă. Tu ești cam vagabond. De-aia te-a înșelat, te-a părăsit și te înțeleg. Că și eu am pățit ca tine. Așa se face că cei doi se înțeleg din priviri. Sunt drăgostit ăsta aici. Fernando de la Caransebeș a admirat toți porumbeii și a ascultat părerea unuia dintre cei mai cunoscuți columbofilii din lume. Ești pregătit să găsești pereche pentru lui Fernandel? Superstarul Fernandel. Cu siguranță va găsi. Aici va pleca cu o femelă pentru acest mascul deosebit. Nepoată, de fapt, din locul 1 internațional Barcelona, și la mamă și la tată, deci va fi un porumbel excepțional pentru a face o perechiere reușită. Ce sfat îi dați lui Fernando? Exact cum ai grijă de un copil, așa trebuie să ai grijă de porumbei. Să nu uităm că sunt sportivi. Iar un sportiv are un anumit program. Fernando a ascultat cu multă băgare de seamă tot ce i s-a spus și a devenit din ce în ce mai entuziasmat de planul lui. Acest porumbel, Fernandel, va fi scos la licitație. Prețul de început este de 2000 de euro. Vedeți a fi o sumă onestă? Sentimentele sunt cele care primează. Eu, în locul lui, nu l-aș fi vândut. Sunt oameni care ar dori să dea mai mult de 2000 de euro pe acest porumbel. Sunt convins de lucrul ăsta. Fernandel pare să că a dormit, a rămas fără grai. E un porumbel foarte liniștit. Este. Fernando va primi pentru porumbelul lui femela cu dedicație pentru a-i împerechea și a scoate pui buni. Am ales-o după ce l-am analizat pe el. Cum te simți, Fernandel? Sunt foarte fericit. Este una dintre cele mai fericite zile din viața mea. Aceasta este femela. Este o bijuterie. Iată-o. Este o femelă de maraton. Noi îți dorim succes. Promiți că vei avea grijă? Da, pentru că e din mâna campionului Petrică Cocoș. Noi sperăm ca toți porumbeii pe care i-ai luat de la noi să te ajute în proiectul pe care tu vrei să-l dezvolți acolo la tine în zonă, da. Și vreau să știi valoarea lor. N-am să pronunț o cifră, dar pot să-ți spun că vor face câteva mii sau zeci de mii de euro bune. Porumbește. Să ne vorbească despre toate aceste lucruri chiar cel în cauză, adică Fernando de la Caransebeș, care, iată, ne uimește din nou, pentru că fostul cântăreț de manele bate iarăși la porțile succesului. Dar nu singur, ci cu porumbelul Fernandel. Așa că, alături de colegul nostru, jurnalistul de investigație, Sorin Ovidiu Bălan, îl vom invita astăzi la Acces Direct. Bine ai revenit, Sorin, pe Fernando de la Caransebeș.
Bună ziua! Bună ziua! Bine ai venit! Ce faci, Fernando? Bine, în primul rând vreau să salut toți telespectatorii cu har și pacea lui Iisus Hristos, Domnul nostru, pe domnul Sorin Bălan, pe dumneavoastră. Mulțumim foarte pe mult! Pe campionul național Pâslă Daniel, care mă susține, pe maratonistul de la noi, de la Reșița, Victor Bădălău, cu multe locuri de unu, pe președintele Stelian Păniță și cel mai mult vreau să-l salut pe Radu Moldovan, viitorul campion al României în columbofilie. În columbofilie. Tu te pregătești acum, fiindcă n-ai venit singur, ai venit cu Fernandel și cu soția lui, nu? Da, aici. Soția lui. Avem soție. Pe soție cum o cheamă? Pe soție o cheamă Fernandita, este de la cea mai scumpă crescătorie, am primit-o cadou, Sorin Florea. Da. El care este campion mondial în toată lumea. Pe multe columbodroame a câștigat, are porumbei de valoare de 50 de milioane. Are inel de român, este născut în România. A, deci inelul de la porumbei, un fel de drapel sau cum ar fi... Da, fiecare are seria lui, numărul lui, da. Am înțeles, bun, ok. Ai nevoie de susținerea publicului, am înțeles, că practic de-aia ai venit la noi la emisiune. Am nevoie foarte mult, că na, adevărul este că... Trebuie să facă cei de acasă? Asta... Cei ce vor, poate să liciteze pe contul meu ăsta, pe Facebook-ul meu, Columbodromul Campionii Europeni, sau dacă vor să chiar să mă ajute, pentru o donație mai mică, crescătorii de porumbei, în general, la ei cer ajutorul, să deschidem această crescătorie mai mică. O sumă undeva am nevoie între 7.000 și 12.000 de euro maxim pentru crescătorie, că e mai micuță. Am înțeles.